Astăzi îmi voi enerva părinții pentru 24 de ore și vorbim încet pentru că este ora 7:33 dimineața. Mama s-a dus deja către cofetărie ca să evite aglomerația asta de Revelion pentru că noi filmăm pe 30 decembrie și tata în momentul de față este încă în cameră. Cred că s-a trezit. Îl așteptăm să vină jos și începe măcelul. Mai strângem din astea băieți ca să pară cât mai normală situația, ca și cum nu am filmat. Punem și ăsta aici și hai să-l așteptăm pe tata Mițanu să vină de sus, tată. Te-ai trezit? Ce faci? Tata și-a continuat drumul către bucătărie, iar de îndată ce a pornit expresorul, am izbucnit. Bă, frate, închide-mă aia, mă, că am meeting important! Păi lasă-mă, mă, face, dacă nu vorbești nimic, o să știu ce. Închide sărăcia aia, că intru în meeting-ul ăsta acum și nu iau pe oamenii aia, că-ți faci tu cafea. Bă, iertu-mi, dar există ceva între cuvânt lângă tine, n-ai zis nimica. Bă, închide aia! N-am pus o închid, că eu îi pot face cafea. Nu închizi, nu închizi, da? Bine, bine. Caută-mă, frate, bă, trebuie să închid când vrei cafeaua. Dacă nu vrea să oprească mașinăria aia de cafea, stați să vedeți ce fac eu acum, băieți. Vedeți ceasul ăsta de aici? Ăsta este ceasul lui, mult iubit, băieți. Vom merge și îl vom sparge, tata. Vreau doar să zic înainte că i-am mai luat încă o pereche, băieți. Și să nu faceți niciodată chestia asta părinților, respectați-vă părinții. Ai închis, mă, da? Da, mă, lasă-mă, domnule, tu crezi că l-am să închide așa când vrei tu în 10 secunde. Dacă am dat drumul la cafea, nu mai merge închis. Auzi? Tu ceasul ăsta mai ai nevoie de el? De ce faci de astea cu mine? De ce faci de astea? Da, de ce faci de astea? Hai, dacă nu și mie ceas, boss, nu mai sta. Hai, ce să fac? Să țin nici ceas, că mi l-ai spate. Bun, tata deja fierbe de nervi, următoarea victimă este mama care se află în momentul de față la cofetărie și de îndată ce vine vom încerca să o speriem, poate reușim cumva să o speriem tare încât să scape alea și să se enerveze rău de tot pe noi. Hai să vedem! Am știu. Băi, ce faci, mă, mâncațești gura ta? Făceam un TikTok. Bă, filmezi ceva, iar ne faci ceva ca să știu dacă ce. Făceam un TikTok, mă. Și plini două sticle de Pepsi, mâncațești gura ta. Poți să mă chem pe mine în casă, le iau eu? N-am vrut, mă, frate, n-am vrut. Bun, băieți, treaba nu stă bine deloc pentru că tata deja bănuiește că filmăm un clip, ceea ce nu e bine, și planul următor sună așa. I-am zis lui tata de aseară că vreau să filmez astăzi un clip cu el și cu Ariana și în clipul ăsta voi fi incorrect rău de tot. O voi favoriza foarte mult pe ea și îl voi tortura pe tata și totodată o să-i sparg un parfum la care el ține foarte, foarte mult. Hai să vedem ce iese. E bine dacă punem așa rică ca și perete? Da, e bine. Hai așa. Yo. Băi, termină-te, mă, mâncă. Nu ți-am făcut, mă, nimic, mă, nu ți-am trebuie el puțin mai în dreapta, uiau-te. Da, mai, mai dreapta, dreapta. Păi dreapta încolo, la mea, dreapta ta. Dreapta încolo, dreapta, nu încoace, dreapta așa cum eram eu. Așa? Mai zi-mi mai în față puțin. Băi, băiatule, bă. Ia uite unde s-a dat mâncația. Vezi, bă, tu mai în față, cât am vrut, mai în spate, mai în față, unde vrei? Da, așa, tu cu ochii, aliniat, așa, tu cu ochii, da. Când te uiți. Poftim, na. Doamne, mâncață-și gura ta. Nu așa. Poți așezi un cadru mai repede, un pic. După ce l-am stresat puțin, am început video-ul și totodată tortura lui tata. Ia gândă, zi-mi așa, capitala Bulgariei. Easy. Sofia. Bravo, bine. Bun, ok, să te la pe la tata Mițanu, ți-am zis, te rog frumos, să-ți dai asta. Stai, mă, aoleu, bă, frate, bă. Așa, zine acum. Da, uite-te, mă, la cameră, mă, frate, mă. Ce faci, mă, mâncațești gura ta? Mă uit la cameră, ne. Ce păi uite-te la cameră dacă facem vlogul, mă, la mine sau la face cameră? Sau nu facem? Haide, mă, zine felul următor, tata Mițanu. Cu aproximație de 30 de kilometri, da? Câți kilometri sunt până în Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi? Da, ce întrebări pui, mâncați-și gura ta? Tu zine răspunsul. 4800. No, incorrect. Tata Mițanu va fi pedepsit, tată! Hai să vedem, începem așa cu un listerin de asta să o arăm la meții. Băi, să nu-mi dai, tata Mițanu. Pune mâna la ochi, jale, mâncați-și. Bă, tu ești nebun la cap? Asta înseamnă să nu știi întrebări de cultură generală, băi. Am fost și am luat două obiecte de ale voastre care înseamnă mult pentru voi. Și cine răspunde primul la întrebarea asta va fi salvat. Și cine răspunde cel mai greu sau incorrect la întrebarea asta va suferi distrugerea produsului respectiv, băiatule. Hai să vedem. Câți abonați am eu în momentul de față? 580.000. 584. Tata, a greșit, mă, băiatule, pare. Femeie, spate ăla! Ăla era parfumul de la mami care mi-a luat cadou acum. De 20 de ani de când am făcut nunta. Dar de ce mi-umbli, mă, în alea, mă, să-mi iei parfumul ăla cel mai... Da. Bă, bune, chiar a fost ăla de 20 de ani? Bă, chiar n-a știut, ești. Hai, bă, lasă-o, drept. Ha, mă, nu, adică gen... Hei,
mamă, băieți, nu știu să fie așa calm până acum, dar fiți atenți ce îi fac acum că-i dau ultimata. Vom merge cu mașina lui într-un poligon auto unde o să filmăm un clip cu Ariana, Am-Nam, bunicul și tata. Și acolo în poligonul ăla o să dăm în toate gropile și o să pun frâne bruște și o să moară motorul și o să-i strig mașina și la cap. Hai să vedem ce este, tata. Vreau să mulțumesc rapid abonaților săptămânii care vor apărea aici pe ecran. Dacă vrei să apari, dă subscribe, tata. Ia zi, parcă îi dăm drumul? Da, eu sunt gata, am întrebări legi, poți să dai rec când vrei. Stai să văd dacă mai pot să plec o dată de pe loc. Să nu mă fac de râs de pe vlog, ești nebun. E pregătit întrebări mișto lui tata sau? Da, sunt întrebări. Stai, mă. Ai început bine. Da, mă, nu mai face mă așa, mă, mâncația și gura ta. Nu se strică nimic. Stai la loc. Aoleu, când spargi pivoții ăștia, bă, mâncați aici gura ta. Zici că-i vina mea, dar nu aveam acum, ce vrei să fac? Să mergi mai ușor că sunt gropi. Vezi că zgârii mașina, le bagi în buruienile astea. Du-te, mă, mai în stânga, că-i buruienile astea, bă, mâncați aici gura, zgârii mașina asta, de-abia am luat-o. Dau rec, mă, parpi? Da, eu sunt gata, dă-i rec când vrei. Dai, mă, că ce chef să mai tu să fii? Du-te, mă, mai în stânga, ia uite. Doamne Dumnezeule, vezi că-ți încurci mâinile alea. Aoleu, bucșile mele, Dumnezeule mare. Eu zic că e bine și cadrul, să fie treabă. Bă, copile, mai ușor! Că nu vezi câta groapa era a doua oară când ai în ea? Bă, zici că am carnet de vreo 3 ani și conduc așa. Bă, chida, nu vezi gropile, mă, mâncați și gura ta. Unde tu ai grăbi acum? Asigură-te și pe stânga-dreapta. Păi cu tine nu mai ții minte nimic, bă, cu tine nu mai ții minte nimic. Nu, mai eu sunt de fiind. Te iei două, îmi dă spui că... Acum unde tu ai grăbi în gropile astea, mâncați, eu mă dai și pe capul de ăsta. Bă, băi, ce ai, mă, mâncați, schimbați, bă, Adida, ce era groapă. Lasă-mă, că dacă nu simt... Eu nu știu cum mâncă, mai mă consideră copilul lor după clipul ăsta, ești bun după ce le-am făcut astăzi. Fiți atenți ce o să facem acum. Ariana se va duce la ei și le va zice că am probleme cu banii în ultimul timp și că îi cheltui pe prostii și dacă totul iese cum trebuie, ar trebui ca cineva să vorbească cu mine. Va trebui să-i faci să-i convingi cumva să vină la mine sus, ok? Hai să vedem. Nu, nu mi-e foame acum. Vreau să discut ceva cu dumneavoastră înainte. Ia, ce cu Mițu, nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă. Toți banii pe care i-are îi bagă în Fortnite, bagă vreo 2000 de euro pe lună, fiecare lună pe Fortnite. Și mai cumpără și nu știu câte criptomonede. În criptomonede a băgat, cred că vreo... Nu mai zic, a băgat mulți bani. Așa într-o dată l-a făcut, că eu știu mai... Da, nu știu ce, aia e perioada asta în care aruncă cu banii. Dar cum s-a schimbat așa? Are prieteni, așa? Nu știu, are un nou, are un nou anturaj și băieția cred că îl învață numai prostii. Lasă că se duce George sus să vorbească cu el neapărat. Cel mai bine. Și eu nu vreau mai mâncăță și că el nu cheltuie așa mulți bani, frate. S-a băiat la școala de șofer și acum visează la BMW-uri, la Dalea. Mă, nu se vorbește cu el. Cel mai bine. Mamă, cred că vine cineva sus. Sper să fie tata sau mama. Sper că a mers planul. Ia uite camerile! Aoleu, era să cadă camerile, mă, ca zic că am venit să vorbesc cu tine. A fost mare prank. Sper că l-a făcut mama Ivar de jos de acolo, băieți, să o să mergeți să-i transmite și lui mama Mițanu. Nu-i dați-mi un buton de like și vă puteți subscribe dacă știți să treabă tată. Pa, 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 pa!